Bun găsit! Care sunt promisiunile electorale și cât de pregătiți sunt candidații la funcția de primar de Bălți? Pentru a le onora, ne-am propus să aflăm din runda de interviuri pe care am lansat-o. Astăzi vorbim cu candidatul PAS la funcția de primar de Bălți, Vladimir Rusu, care sunt prioritățile pentru această campanie electorală. Domnule Rusu, eu vă mulțumesc că ați dat curs invitație mele și bine ați venit în studioul TV Nord. Mulțumesc de invitație și bine v-am regăsit. Inițial, vă rog să ne spuneți de ce ați decis dumneavoastră să participați în această cursă electorală, care au fost scopurile dumneavoastră și ce v-a determinat să faceți acest lucru. Am făcut acest pas important pentru că, în primul rând, trăiesc în acest oraș, copiii vreau să cresc aici. Și, din păcate, realitatea ce țin de infrastructură, de drumuri, de grădinițe, de parcuri, de zone de agrement, este una nesatisfăcătoare în cel mai bun caz. Și am posibilitatea, pentru că sunt profesor la drept și cunosc și aspecte de management a proiectelor publice, am participat în organizații internaționale și avem posibilitatea aceasta să aducem, într-adevăr, investiții, să aducem eficiență în primăria din Bălți. Și ce m-a determinat este că nu vreau peste 4 ani de zile să trăiesc în același Bălți care trăiesc acum, când avem o oportunitate acum colosală să aducem investiții, să facem drumurile, să facem grădinițele, să dăm acest imbold de creștere economică a municipiului Bălți. Și anume de acest considerent a făcut pasul acesta. Dacă e să le luăm pe rând, domnule Rusu, una dintre prioritățile incluse în agenda dumneavoastră, în programul electoral cu care ați venit în fața alegătorilor, este lupta împotriva corupției. La ce mai exact v-ați referit și cum vedeți dumneavoastră această luptă? Aici vorbim despre o campanie națională care neapărat trebuie să fie reflectată și în administrația publică locală. Deci, dacă să ne referim strict la administrația publică locală, în calitate de viitor primar, văd obligatoriu să facem acel audit, în primul rând, în întreprinderile municipale. Deci, astăzi, foarte multe întreprinderi sunt în prag de faliment, anume din considerentul că sunt gestionați banii incorrect sau ilegal. Deci, anume acest aspect al ilegalității și vrem să-l excludem din administrația publică locală. Deci, ceea ce este posibil, întreprinderile municipale, dacă sunt gestionate legal și eficient, pot să aduc într-adevăr și servicii calitative și la nivel de apă și la nivel de piețele care le avem noi, ca să avem într-adevăr niște servicii calitative. Deci, este posibil de adus servicii calitative din resursele noastre a bugetului, cu condiția ca într-adevăr să fie gestionate unul eficient, doi, foarte important, legal. Și aspectul acesta al legalității, noi o să apăsăm foarte mult, inclusiv cu ajutorul autorității publice centrale, care au aceeași misiune de luptă cu corupția pe întreaga țară. De asemenea, ați promis locuitorilor din municipiul Bălți că veți implementa proiecte majore de infrastructură. Ați putea să ne enumerați anumite domenii unde ați vrea să investiți și nemijlocit bugetele, de unde o să facem rost de bani? Aici, într-adevăr, este o problemă, cea mai mare problemă care o văd eu, într-adevăr, a municipiului Bălți, de atragerea investițiilor. Și, ca exemplu, spre exemplu, au fost la Ungheni și acolo au investiții care au posibilitatea să le absorbă, dar nu le absorb din motiv că, spre exemplu, nu este numărul de populație necesar sau nu au infrastructură corespunzătoare. La noi, la Bălți, avem toate aceste, zicem așa, condiții preliminare de a absorbi niște fonduri majore, dar nu facem acest lucru. De ce? Pentru că primăria nu este deschisă, nu are abilități, nu știu care este motivul, chiar asta mă deranjează cel mai mult. Și avem posibilitatea să atragem, inclusiv prin parteneriat cu guvernul. Guvernul este foarte deschis să dezvolte întreg nordul Republicii Moldova și aici clar că elementul cheie este municipiul Bălți, care și acel pol de creștere pentru întreaga economie și este gata să investească. Avem proiecte transfrontaliere care iarăși putem să le investim aici în municipiul Bălți și aici vorbim și aceleași grădinițe de termoizolare, același proiect cu clădirile care pot fi iarăși termoizolate și eficientizate energetic, de parcurile și zonele de agrement în genere sunt posibilități foarte și foarte, zicem așa, clare de a le renova din banii europeni. Deci, pe fiecare segment este posibil de adus, fie din fonduri transfrontaliere, fie din partenerii noștri europeni cu alte proiecte, fie chiar guvernul este
foarte deschis ca să dezvolte acest municipiu Bălți. Adică avem posibilitatea să aducem acești bani, avem posibilitatea să investim în infrastructura din Bălți și asta este prioritatea numărul 1, pentru că nu putem să vorbim despre dezvoltarea Bălțului când aici nu sunt condiții elementare, ce sunt de grădinițe, drumuri și un parc de distracție, un itinerat într-adevăr să petreacă timpul, zicem așa, frumos și să vrei să rămâi la noi în municipiu. Deci avem clar proiecte pe care putem să le implementăm, deja avem pachet de documente care practic este strâns și în jumătate de an se poate deja de obținut deja și aceste fonduri pe mai multe, zicem așa, domenii, infrastructură, termoizolare grădiniților, spațiile verzi, incubator de afaceri. Deci avem pe fiecare segment deja pregătit pachet de documente pe care putem să-l lansăm și să câștigăm acești bani. Un alt subiect este strada Kiev, care de fapt este o problemă a bălțenilor și mai exact dumneavoastră vă angajați să o reparați împreună cu echipa cu care urmează să sau veți reuși să veniți la primărie. Timp de mai bine de 2 ani nu s-au găsit fonduri nici măcar din partea guvernului ca această stradă să fie reparată. Dumneavoastră de unde vă gândiți să luați bani? Aici așa e o replică. Guvernul este gata să investească acești bani pentru că înțelege că administrația publică locală nu este aptă financiar să acopere aceste cheltuieli. Unica problemă este în deschiderea primăriei. Adică sunt niște condiții care trebuie să, minore, aș spune eu, pe care trebuie primăria să le întrunească. Unul, pachet de documente, să vii contribuția sa proprie. Deci, și dacă o să fie aceste pachete documente pregătite și transmis Chișinăului, am vorbit chiar recent și cu ministerul responsabil și cu prim-ministru, el este gata să investească și în decurs de jumătate de an cu condiția că primăria o să pregătească toate actele necesare pentru a absorbi acest proiect. Deci, dacă ajungem la guvernare, deci în jumătate de an deja se încep lucrările, banii sunt deja identificați sau pot fi identificați și 100% aceasta va fi prima realizare a noastră, pe care deja sunt și sursele și proiectul, deja și avem viziunea cum să o reparăm strada Kiev. Deci asta în jumătate de an se încep lucrările și într-un an, un an și ceva pot fi deja finalizate în totalitate. Următorul subiect din agenda dumneavoastră este incubatorul de afaceri. Vă rog să-mi spuneți dacă e nevoie totuși în municipiul Bălți de un incubator de afaceri sau au parvenit cereri din partea tinerilor antreprenori. Cum ați ajuns dumneavoastră la această concluzie? Municipiul Bălți are un potențial economic colosal care astăzi nu-i valorificat deloc. Deci asta este o problemă enormă a municipiului, deoarece astăzi el se află așa într-o stare de hibernare și agenții economici care sunt nu au aptitudine de a veni cu impozitele corespunzătoare ca să acopere într-adevăr necesitățile bugetului. Deci noi trebuie neapărat să investim în economia municipiului Bălți ca să creștem corespunzător și bugetul municipiului Bălți. Asta este posibil doar dacă avem într-adevăr o concurență liberă, avem tineri cu idei inovative în domeniul economiei și incubatorul de afaceri este o idee care eram în calitate de reprezentant a guvernului și aveam deja și un schiță de proiect în acest sens, dar nu s-a realizat deoarece primăria a fost închisă în a edifica pur și simplu un teren pe care să fie construit acest incubator de afaceri. Și noi chiar și acum am pornit pe calea ministerului, deci avem deschis centru ODA aici la Bălți, care în viitor apropiat o să fie deja funcțional ca să educăm agenții economici ca să poată să realizeze afacerea lor mai eficient. Și următorul pas este ca să deschidem un incubator de afaceri, e un lucru vital, necesar pentru dezvoltarea municipiului Bălți, pentru viitorul autonom adevărat a municipiului Bălți. Pentru că astăzi, din păcate, din și așa, rușinea noastră este că Bălțul nu poate să-și acopere în totalitate necesitățile sale, deoarece avem o economie care nu este, zice așa, profitabil la maxim să acopere toate cheltuielile. Și dacă vom investi în agenții economici, în viitorul apropiat, o să fim într-adevăr autonomi, o să avem banii care putem să-i deja gestionăm în domeniul și asistenții sociale, și ajutoarele materiale care pot fi, și proiectele de infrastructură. Deci o parte din ele să fie acoperite din banii publici al municipiului.
Echipa Europa, sau mai bine zis echipa PAS, promite că va mări indemnizația de la unică la nașterea unui copil până la 20.000 de lei. Totuși, din ce fonduri se va face acest lucru atât timp cât în țara noastră există foarte multe deficite bugetare, spre exemplu, achitarea salariilor în domeniul educației pentru noiembrie și decembrie? Și dacă am putea să ne racordăm la municipiul Bălți nemijlocit? Guvernul Republicii Moldova s-a ciocnit în perioada anterioară de o criză colosală. Hai, prima perioadă post-Covid, care a, zicem așa, perturbat activitatea economică, criza energetică și război din Ucraina în genere, ne-a pus într-o situație foarte dificilă, inclusiv pentru a acoperi toate cheltuielile ce țin de aplanarea acestei situații care cetățeanul suferă de zi cu zi. Acum, în principiu, guvernul a calmat situația. Deci, toți banii care până acum au fost investiți erau necesari pentru a stopa această criză energetică. Acum deja sunt identificate, inclusiv din fonduri europene, și avem deja planificat în bugetul de stat această posibilitate să dăm în domenii sociale deja. Deci, acum avem această posibilitate și una din aceste domenii este ce ținte nașterea copilului, și în bugetul de stat deja sunt identificate resurse și din decembrie cel mai probabil că o să fie deja posibilitatea să primească această sumă de bani unică la naștere, pentru că trebuie să dezvoltăm și natalitatea și este foarte greu astăzi să crești un copil cu venitul care le au. Cunosc personal, am un copil de 2 luni de zile, așa că știu care sunt cheltuieli. Domnule Rusu, ne-am uitat și peste declarația dumneavoastră de avere și am văzut că venitul principal este, până acum, cel puțin, salariul pe care îl primeați în calitate de șef al oficiului teritorial Bălți, al Cancelariei de Stat, și din activitatea de lector universitar, pentru că activați și în cadrul Universității de Stat Aleco Rousseau din Bălți. Venitul dumneavoastră vă permite să duceți un trai decent, ținând cont de faptul că prețurile sunt în continuă creștere, nevoile cresc la fel ca și prețurile. Clar că criza energetică s-a reflectat asupra întregii populații și în perioada de iarnă ne este foarte greu, economisim, dar ne dăm seama că acum este situația aceasta de criză și rezistăm, depășim și ulterior deja o să avem posibilitatea într-adevăr să trăim mai liber și mai ușor cu venituri care le avem. Deci este greu, dar suficient ca să întrețin copilul, familia, și să achităm facturile și să avem așa minim necesar și ne-l acoperim din sursele care avem din venit și soția a lucrat și din salariul care l-am eu. Deci e suficient ca să menținem ceea ce avem și să creștem copilul în condiții normale. Și domnule Rusu, pentru că ne apropiem spre final, vă rog să-mi spuneți 3 lucruri pe care le veți face în primul rând în calitate de primar al municipiului Bălți. Primul lucru, după cum am spus, este să investim în infrastructură. Noi vrem ca astăzi și tinerii din Bălți să dorească să rămână în acest oraș, dar pentru asta trebuie să facem și drumuri calitative, să aibă și un spațiu de agrement și copiii să aibă unde să se petreacă timpul și să se dezvolte, nu doar în școli și grădinițe corespunzătoare. Deci primul pas pe care trebuie să-l facem noi este să dezvoltăm infrastructura municipiului Bălți, să avem curți amenajate, să avem grădinițe care să fie eficiente economic și nu trebuiască părinții să achite bani ca să facă reparații. Deci asta este primul aspect în domeniul infrastructurii. Avem foarte multe aspecte ce țin de lungă durată. Deci, spre exemplu, același incubator de afaceri, deci aceleași investiții de lungă durată, care ne va permite să scoatem Bălțul din cercul ăsta vicios, ca în fiecare an să reparăm doar problemele curente. Deci eu vreau ca peste 4 ani, peste 10 ani, Bălțul, într-adevăr, să ajungă a doilea oraș ca importanța țării. Dar pentru asta trebuie nu doar să soluționăm problemele care sunt curente, da, măcar cât de puțin să investim și în viitor. Deci avem această viziune și strategie de dezvoltare a municipiului Bălți ca să devină într-adevăr un centru economic, cultural al întregii Republicii Moldova. Și a treilea aspect este foarte important în deschiderea primăriei. Deci, eu am senzația că astăzi pot fi soluționate undeva 20-30% din probleme pe care au locuitorii fără mari cheltuieli financiare, pentru că asta tot este o problemă de identificat.
Deci pur și simplu trebuie să fie un dialog, dialog cu cetățenii, dialog cu agenții economici, dialog cu organizațiile non-guvernamentale care pot să fac să cetățenii sunt gata să amenajeze la ei o curte și primăria doar trebuie să fie cu deschidere și cu careva, zicem așa, utilaje și personal care să ajute să facă cetățenii. Agenții economici sunt foarte mulți care sunt deschiși să investească în zona în care ei activează, dar nu au deschidere aceasta. ONG-urile putem să facem și azil de, pentru câini. Au posibilitatea respectivă să rezolve această problemă doar prin dialog. Deci deschiderea totală față de agenții economici, față de partenerii externi, față de cetățenii Republicii Moldova, față de organizații non-guvernamentale și prin această deschidere eu sunt sigur că putem chiar în o lună de zile să soluționăm probleme concrete dintr-o curte, dintr-o anumită grădiniță sau o anumită problemă a locuitorilor. Domnule Rusu, ce mesaj ați vrea să transmiteți alegătorilor din municipiul Bălți? Mesajul este simplu, Bălțul trebuie să se dezvolte în sfârșit. Deci, cel mai tare mă doare că are un potențial colosal acest oraș, dar nu este valorificat deloc. Deci, noi avem posibilitatea să aducem aceste investiții atât din partea guvernului, atât din partea partenerilor noștri europeni, cu un parteneriat chiar cu agenții economici de la noi din municipiul Bălți, ca să scoatem, să facem acest impuls de dezvoltare, ca ulterior deja Bălțul singur să se auto-administreze. Avem și o echipă de profesioniști în domeniul economic, juriști, în scrierea proiectelor și în domenii sociale, în medicină, în învățământ. Deci avem o echipă, avem o viziune, avem posibilitatea de a scrie proiecte, de a aduce aceste investiții în municipiul Bălți și în 4 ani de zile se poate făcut foarte mult în acest oraș, ceea ce noi ne propunem și suntem siguri că putem să realizăm. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și o zi bună în continuare. Vă mulțumesc și vouă! Rămâneți aproape de TV Nord pentru a vedea cine va fi următorul candidat invitat în studioul nostru.